Păi, ați văzut din titlu, ați văzut din thumbnail, astăzi ne jucăm în exclusivitate GTA 6. Da? Ne jucăm GTA 6 în exclusivitate. Ia mă să vedem și noi aici ce se mai întâmplă. Cu ce wallpaper ne prezentăm azi? Ei, Minecraft! Vă place Minecraft? Bun. Bă, 10 ani de la GTA 6, de la GTA 5, pardon. Aș vrea de la GTA 6. GTA 5 release GTA 5 2013 actually Xbox. Ia să căutăm și noi un video. Găsesc un video de la mega vechi. Xbox 360 free ROM. Nu, nu, vreau un video cu GTA de acum 10 ani. La PlayStation, fii atent, 10 years ago, GTA 5 official gameplay. Ia, yeah. Pune un pic pauză la muzica asta aici. Schimbăm scenuța. Și fii atent, GTA 5, iar răceala, bă, m-am încercat iar răceala, acum s-a mai potolit, nu știu. Deci am consumat ieri 3 pachete de șervețele, m-am șters nasul până când am început să mă usture nările. Dar azi a fost mai ok, n-am strământat mai deloc. With Grand Theft Auto 5, Rockstar have tried to reimagine the open... Deci video ăsta e din 2013, când s-a lansat jocul. World game in a number... Noi ne uităm la un video care era insane pe vremea aia. Ca și cum s-ar lansa acum video ăsta și ar fi cu GTA 6 și ne explică cum e jocul. ...of ways. The game world is beautiful, massive, and diverse. 10 ani. A sprawling, satirical reimagining of modern Southern California. Southern California. Covering mountains and oceans, expensive stores and strip malls. Andrei, mersi de membru cu 3 luni. Urban decay and untouched wilderness. Ce grafica asta? 720p, nici nu era în 1080p. Beaches and backwoods. Vezi, dau mai încet? The sublime and the ridiculous. Greed and hypocrisy. You tell me exactly what you want, and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? V-a spart urechile? Dar de ce v-a spart urechile? Că nu e dat pe... So what we doing? Nu e dat așa la maxim. We're working, amigo. For the first time, the game features not one, but three would-be heroes. Trei eroi! Michael, a once successful bank robber, and now less successful family man. Vedeți cum arăta? Era așa mai... Că era pe PlayStation și nu era foarte... puternic jocul, mă rog, pardon, consola. Și atunci grafica nu era cea mai bună. You're a real asshole. What did you just say to me? Stop it. You're ruining my yoga. Franklin, a hungry street hustler convinced he's surrounded by morons. Street hustler. You can't recall the ass of a dead man, big sick. Bă, ești tu prea încet? Bă, se poate spune și așa. Faza e că au trecut 10 ani și tu n-avem GTA 6. Ce părere aveți? Asshole. And then there's Trevor. 10 ani și tot avem GTA 6. Hai să ne uităm la leak-urile de la GTA 6, să ne dau ăștia jos live-ul. Bă, da, din păcate... Din păcate ăsta e jocul, n-avem ce să mai zicem. Dar îl sărbătorim așa cum e și îl iubim și îl apreciem. Sunt curios, oare se mai joacă cineva GTA 5 când apare GTA 6? Cine se mai joacă GTA 5 când apare GTA 6? Aia e întrebarea. Poate online, dar nu știu. Prefer să aștept 20 de ani dacă e bun rău. Bă, da, presupun într-adevăr, dar totuși e tras de păr așa, trasă de păr lansarea. Cred că mai durează un 2 ani. Din păcate, vă vine să credeți 2 ani... Îmi vine să stau așa pe spate și să leșin că mă gândesc 2 ani, bă băiatule. N-avem nici măcar trailerul, adică moartea reală. 2025 e lansarea lui GTA 6. Yikes, yikes. Bine, eu să zic că un 2024 probabil, dar o să fie întârziat la 2025. Și poate un 2026 dacă e grav rău de tot. Și GTA 6 pentru 2026... Ne bagă în depresie, bă băiatule. Da, nasol, dar ăsta e jocul, n-avem ce să-i facem, durează foarte mult.
ceva mișto. Să apară ceva mișto, din păcate, din păcate. It is what it is. Dar o să ne jucăm niște GTA 5 astăzi de dragul nostalgiei și vă recomand să vă descărcați și vă GTA online, pentru că ne jucăm și cu abonații.